Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi, la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Renato Usatăi, eu aș vrea să fac o mică precizare înainte ca să începem emisiunea. Tradiția spune că eu invitații de la emisiunea noastră îi invit cu o periodicitate de 2-3 luni de zile. Noi însă cu dumneavoastră ne-am văzut acum o lună, dar azi v-am invitat pentru că ați oferit tuturor un motiv informațional și eu, ca reporteraș din meserie și din naștere, n-am putut rata o atare ocazie, de asta v-am invitat și mulțumesc că ați acceptat invitația. Așadar, până în Moldova nu a apărut Centrul Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei, numit Patriot, propus astăzi de către doamna președinte a țării noastre, Maia Sandu, propun să discutăm despre problemele vitale ale oamenilor. Deci, trebuie dimensionat un lucru foarte important, că doamna președinte astăzi a ieșit cu această propunere, da? Că iată, va fi creat un nou minister, o nouă structură, te-a mai plin Facebook-ul cu Ministerul Pravdei comparate cu Hitler, deci domnii doar a ieșit astăzi cu solicitarea, dar deja astăzi am văzut cum funcționează această structură, deoarece conferința mea de presă de astăzi dimineață, la așa numită presa liberă, 90% cazuri, parcă e mort. Păi dacă ați fi vorbit doar despre Igor Dodon și despre iarăși Igor Dodon și poate despre Șor, după care din nou despre Dodon și despre Șor, eu vă garantez că azi ați fi fost vedeta vedetelor. Corect. Numai că astăzi a fost o problemă, că am vorbit și despre eșecurile guvernării și personala doamnei președinte, și despre tăcerea lui Dodon și cum îl de 2 ani de zile îl interzic pe Șor și ca și cum tăți la lor le-au spus, voi n-arătați că măcar ăștia lui Dodon au făcut că ceva interesant, trebuie să recunoaștem, au tăiat ei ce am vorbit de Dodon și au pus doar și vorbesc despre oameni buni, dar măcar... Așadar, ca să informăm în primul rând toți oamenii, pentru că nu toți trăiesc cu conferințele noastre de presă și cu emisiuni, deci azi dimineață pe la 11 s-a avut dumneavoastră o ieșire la presă și s-a anunțat că în Moldova noi avem vreo plus minus 70 de întreprinderi mari de stat. 78 erau săptămâna trecută. 78 de întreprinderi de stat și private care au prețuri preferențiale la gazele naturale. Dacă noi, franzeluța, dăm câte 30 de lei pe lună pentru un metru cub de gaze, păi aceste companii, spuneați dumneavoastră, achită între 11 și 14 lei. Noi avem, spuneați dumneavoastră, vreo 20 de companii care au dreptul de a importa gaze naturale, dar 5 sunt funcționale. Și în cazul ăsta chiar sunt lucrative. Ați numit 4 companii private și o companie de stat, care aparține Moldovei Gaz. Deci spuneați că toate acestea livrează mai multor agenți, săptămâna trecută 78, gaze naturale 11-14 lei. Asta cum? Asta de când? Eu vin aici în seara de seară. Vin reprezentanții, rar, dar se mai întâmplă, vin reprezentanții puterii. Și eu îi întreb, zic, ce facem cu agenții economici? Hai că pe noi ne-ați ajutat. Și noi ne gândim ce să facem cu agenții economici. O să-i ajutăm, o să-i compensăm. Și să se adeverește că mai mulți agenți economici au prețuri preferențiale? Deci, prima, puțină istorie, că deja m-am uitat pe unele Telegram canale, au început o leac să-i spele. Dar spălătoria a început cu niște lucruri corecte. Mai departe duc oamenii. Cum ar fi? Că în 2016, încă pe timpul regimului Plahotniu, guvernelor lui Plahotniu, s-a luat o decizie să fie liberalizată piața în Republica Moldova. Deci astăzi noi avem o companie, cum ar fi Moldova Gaz, care are dreptul la vânzare a gazelor doar prin tarife reglementate și deoarece s-a declarat liberalizare, ceilalte companii, care sunt peste 20 la număr, care au obținut licența pentru furnizarea gazelor naturale, au tarifuri nereglementate.
Și asta mi s-a demonstrat astăzi dimineață și acum, sara chiar o oră în urmă, când s-a mai semnat un contract deja cu participarea mea. Acum și-l discutăm. Deci, ei negociază cu dumneavoastră și este o chestie foarte bună, apropo. Când mai mulți agenți economici, fie din Republica Moldova, fie din străinătate, pot organiza o concurență sănătoasă ca pentru... La noi, la consumatorii finali, să avem cel mai mic preț. Cu cât mai mult sunt oferte, cu atât mai multe ori apar situații de dumping. Fiecare vrea să aibă un consumator, dar noi vrem consumatorii prețuri bune. După asta, s-a început războiul în Ucraina, criza gazelor, a apărut gazul lui Spânul, plecarea lui Spânul în Sankt Petersburg, semnarea unui contract și cumpărarea unui volum de gază la un preț, să-i spunem, aberant, că astăzi noi avem cel mai scump preț de pe globul pământesc. Deci țările care sprijină Ucraina în război, poporul ucrainean. Astăzi achită 500 de euro, 700 de euro, la noi era 1500. Astăzi când unii spun că, păi da, doamna Sandu n-a negociat contractul cu gazul, să nu discute cu teroriștii ruși, cu Putin, care e un criminal și nu știu ce și nu știu cum. Dar apare o întrebare, la ce sănătoși la cap? Că astăzi nimeni cred că n-are dubii nici cei care ne privesc, Ucraina se bate pe moarte și viață cu Federația Rusă. De ce Zelenski nu a dat indicații să fie explodată, distrusă țava, Газпромы, которые в Украину. Деварище, есть интерес национала Украины, спрямяска газе, шпентру попор украинян, шенк принес бань пентру транзит, к газу вине Республика Молдова, шпентру че единуе. Ланой сумерс кустынга. Май мулси эксперт по лечению в орбиде спряста ну врался, мабаган детали. Дар фапту кастас, де май мул тимп, уни агенс экономич, vând gazele și nu putem să-i acuzăm. Cum să-i acuzăm pe cei care vor să câștige un ban? Trebuie să ținem orice fel de afaceri, mai ales dacă sunt în binele cetățenilor. Nu putem fix așa să-i condamnăm astăzi și companiile, fabrici din țară, nu contează, de pâine, de conserve, de lactate, care vreau gaz mai ieftin ca să supraviețuiască. Dar în același timp, când practic toți agenții economici mari au trecut la firme private și achită astăzi, concret în luna mai, și deja se fac contracte pentru luna iunie, se discută prețurile, fiecare lună se negociază prețul. Apropo, tot e un lucru bun. Adică, da, dacă se mai ieftinește gazul, nu exclud că o să fie 9 lei, să scumpește, poate să crească 1 leu, 2, e un lucru normal. Deci companiile astea mari, de cei mai mari de consumatori de gaz, au plecat la cei privați, dar persoanele fizice, deci cetățenii din Republica Moldova, și apropo și cei care au afaceri mici, au rămas cu gazul lui Spânul de 30 de lei. Iată pretenția mea față de guvernare, în primul rând, deoarece toate lucrurile astea s-au știut. Că din tăi s-a început că achitau gazul 19 lei, agenții economici, în comparație cu 2, nu a rămas la 29, 20, 29, 50. Pe urmă a scăzut la 18 lei, 7 la 15. Deci, în timp ce noi rămâneam la 30. În timp ce noi rămâneam la 30. Și eu zic, i-am dat să fac eu un exercițiu. Mulți discută și am văzut și la dumneavoastră în studio că acum câteva zile am fost plecat din țară. Unii chiar, unii agenți cumpără, dar eu situația o cunosc. Eu am discutat aproximativ cu 15 agenți economici care cumpără acest gaz între 11 și 14 lei. Mărișori? Agenți economici? Și foarte mari, dar ei cam tăți mărișori. Până acum era lupta între companiile astea care au licență, patru private și una fondată prin Moldova, Moldova Transgaz. Deci ei între dânsi acum luptau pentru fabrici, pentru și lupte pentru Gonța, Usatăi, sau doamna Ileana din Ochnița care ne privește, că noi folosim gaz de 5.000 de lei, de 10.000 de lei pe lună, da, în perioada iarnă. Dar consumatorii folosesc
de un milion, de două, de trei, de mari, vorbesc de agenții economici. De asta până acum mergea și merge, acum este pe final lupta, cine pune mâna pe mai multe fabrici care consumă 500 de mii de cubometri pe lună, un milion, două milioane, că pentru un agent economic care furnizează gazele, pentru dânsul ori semnează cu Gonța contractul, e procedura de o jumătate de oră, sau cu un agent economic, ești procedură. Vă dați seama că la toți le este interesant, consumatorii mari, că acolo se câștigă banii. Dar iarăși, încă o dată, prima ce m-a deranjat pe mine, că sunt 5 companii mari din cele două, peste 20 care sunt foarte activi pe piață. Pentru cei care nu i-au privit. Una e National Park. Dar voi nu să mă cheme ăștia muși să le dau drept la replică fiecare companie privată. Ok, dar nu, dar păi ei vând oficial, deschide site-urile lor, deci noi acum nu divulgăm date cu caracter personal. Okay, da. Okay. Pe site-ul lor îi scrie, veniți că vă vindem gaz ieftin. Întrați, National Park Energy, prima, a doua, SD Energy, a treia, Natural Gas DC, 4, Rotalin Gas și 5, Transautogaz, asta e care la noi putem să-i spunem moldovenește de stat. Ok, de acord. Deci astăzi ei toți până acum s-au bătut pentru companiile Lafarge, Glass Container, fabrica de sticlă, Zernov și multe deci altele. Consumatori serioși de gaz. Da, adică fabricile de lactate, Gelca, Rogop, Carmes. Deci toți cei mai mari, fabricile de conserve toate din țară. Acum eu zic, am să văd eu, zic să facem un exercițiu. Opa, nu. Acum și ajungem la acest exercițiu neapărat. Da. Iată dumneavoastră ați povestit intro, istoria și problema. Da. Eu nu știu dacă... A, știți, eu v-am urmărit atent. Deci în timpul conferinței de presă a dumneavoastră, prim-ministrul țării noastre, domnul Dorin Recean, a difuzat un comunicat de presă. De ce râdeți? Dacă e smișnoi, Recean. A fost o coincidență, probabil. Și el spune așa, că el a criticat faptul că unele companii vând gaz mai ieftin, circa două ori, pentru unii agenți economici. El a zis că guvernul monitorizează această situație și va interveni. Prețul actual la gazele naturale este dictat de necesitatea de a compensa devierile de preț și nu este echitabil ca această diferență de preț să fie acoperită doar de unele întreprinderi și de consumatorii casnici, zice premierul nostru. O decizie în acest sens, punctează domnia sa, va fi luată miercuri de către Comisia pentru Situații Excepționale. Pe mine, acest aliniat al prim-ministrului mă duce cu gândul că aceste situații, da, companiile astea de gaz 5, vând întreprinderilor mari gaze naturale ieftine, nu știu, de 2-3 zile, o săptămână, 4 săptămâni. Și acum s-a ajuns la urechea guvernului și au zis că băieți, noi miercuri luăm măsuri. Domnule Gonța, încă o dată repet. Deci eu personal am discutat, la 20 nu ajung, am vedere de cei care profită de aceste prețuri. Eu spun, dați-mi contract să-l public. El zice că nu, îți dai seama, deci într-adevăr e comerția taină, deci noi nu putem să-ți dăm contractul. Dar de la început nici nu vreau să vorbesc despre aceste contracte. Pe urmă, când au mai vorbit ei între ei și au înțeles că practic toți le au și nu o să-și dea seama că dacă prețul e între 11 și 14 lei, doar prețul diferă, cu cât mai mult cumperi, cu atât mai mare reducere. Da, cu atât mai mare reducere. Domnule Gonță, vă dați seama, eu am ieșit cu o acuzare foarte gravă în adresa actualei puteri și a unor reprezentanți a opoziției. Cum a ieșit cândva asta, e și ești critică sau aceleași replici, gen, aduceți-vă aminte când a ieșit în conferință de presă cu Hulubu, când am găsit raportul Kroll 2, că toți vorbeau 2 ani de zile prin studiouri, că e filat, că e plahătniu, că e șor, că nu știu, toți vorbeau, dar usatul l-a publicat. Și când nu m-a primit în Parlament, că atunci era blocul acum cu socialiștii în coaliție, ca să-l prezint întregii țări și eram nevoie să trimit sticul cu Hulubu. Republica Moldova este o țară foarte mică și deci am verificat și am văzut aceste contracte. Încă o dată, le-am văzut și o zviță, când nimeni nu o steamă de actuală guvernare și a le publici. În plus, vă spun că am făcut și un exercițiu.
Ce arată aceste contracte, fără să dăm nume, fără să îi punem în situații jenante pe băieții care au vorbit cu dumneavoastră, pentru că ei v-au spus niște chestii care nu... Ei, prima ce îi deranjează pe ei, cel mai mult, dacă a fost liberalizată piața, de ce Comisia pentru Situații Excepționale a blocat acum un an în urmă eliberarea licențelor noi pentru alte companii să vii mai mulți pe piață. Nu contează. România, Austria, Olanda. Deoarece cumva pentru cei care vând astăzi s-a creat o situație foarte ok, că numărul lor nu crește pe piață. Vă dați seama, de vânzători mă refer, da? Uh-huh. Și ei cumva stau foarte bine, ok, mersi în situația asta. Dar vă rog să repetați dumneavoastră propoziția și din celebrul discurs a domnului prim-ministru Recean despre divergența... Gata, am înțeles. Prețul actual la gazele naturale este dictat de necesitatea de a compensa devierile de preț și nu este echitabil ca această diferență de preț să fie acoperită. Devierile de preț, domnule Gonț. Разница в цене, как мы гнем в капан рус. Да, диверли есть де прет, чини ле креат? Чини ле креат диверли де прет? Ей я фос... мажорат ла тим претсурили, тарифили, и ле мажорат târziu. И диверли требяу кумва акоперит. Да. И у кумпарат газе, ну мы ей știu кум, după asta мы газул у кумпарат Energo.com, celebru. Așa? Despre dânsul o să fie discuții tot mai multe într-un timp. Și așa o întrebare. Deci, dumneavoastră cunoașteți că orice tranzacție, iată dacă Gonță decide să cumpere 1 milion de cubometri de gaz, să aibă el pe un an de zile înainte. Dumneavoastră, că achitați bani personali, că banii luați un credit, nimeni nu poate pe dumneavoastră să vă impuie să asigurați acest contract. Deci pentru oameni să fie mai simplu, iată cum există un, fel, un tip de asigurare casco pentru automobile, și nu s-ar întâmpla, tu ești vinovat sau persoana care te-a lovit. Oricum, compania îți restituie suma automobilului dacă e distrus sau ți-l repară din contul companiei de asigurare. Păi iată, să știți, domnule Gonța, că mai bine domnul Recean scria împreună cu domnul Spânu pe timpuri, despre acest tip de asigurare care este, ar trebui cel puțin să fie obligatoriu. Eu nu știu dacă la noi legislație e obligatoriu, dar este așa o expresie în hedging în engleză, da? Deci asta e pentru moldoveni, să fie clar, e o asigurare. Înseamnă, pe scurt, acoperirea riscului în tranzacționare. Deci, o cumpărat gaz cu 1.800.000, spre exemplu, în Energo.com, da? În decembrie 2022. După 15 ianuarie 2023, prețurile au căzut. Dacă aveau ei această asigurare, ei puteau rezilia contractul sau să discute alte prețuri fără a achita oricare tip de penalități. Dar eu imaginez că despre această asigurare ei idei n-au, cum astăzi majoritatea membrilor guvernului și deputaților din majoritatea parlamentară nu știu diferența între poiată la gain și troleibus. Așa că aceste deviere în prețuri, ei sunt, deci și astăzi cum? Trebuie să răspundă cumva cetățenii sau agenții economici care vor să-și păstreze, să nu falimenteze întreprinderile, au găsit ei gaz mai ieftin și le-au arătat la toți conducătorii care îi avem cu cât poate fi cumpărat astăzi gazul. Spuneți, vă rog, astăzi în conferință de presă am prezentat un contract, apropo, doar câțiva reprezentanți mass media l-au redat, restul să fac morți în popșoi. Despre asta vreau să vorbim, dar nu mi-ați răspuns la o întrebare. Da. Plus, minus, toată operațiunea asta de a cumpăra gaze naturale ieftine de către anumite companii, are loc de când? A început masiv în 2019, pe timpul lui Dodon, dar... Atunci prețul era mic. Da, ok. Vă spun încă o dată. A început agresiv atunci, chiar și era o companie legată de domnul Dodon, dacă așa vă-i drag, cu SD Energy, deci compania creată de fratele lui Dodon, au fost multe investigații în diferite mass media, că această companie, pe timpul lui Dodon, vedea gaze pentru
mai multe companii, inclusiv compania de stat franzeloță. O plecat Dodon, SD Energy era scris pe șoferul fratele lui Dodon pe atunci, numai că atunci ei câștigau 40 de bani, deci prețul pentru toți era 4,5 lei, ăștia câștigau 40, 50, 60 de bani, înțelegeți? Deci discountul era maxim 15%. Dar astăzi gazul, diferența de preț este în 2,5 ori. Iată care e tragedia cea mai mare. De când tariful 30 de lei, acești 70 sau 10, 20, 30 de agenții economici, da, îl cumpără de când? De când e 30 de lei deja? Toate da, astea da, da, de când e 30 de lei? Pur și simplu s-a început într-o vedere cu discount, era 10%, 20%, 30%, 10 lei. Și acum astăzi s-a ajuns, vă spun, deci astăzi cei mai mari cumpără cu 11 lei. Și când unele negocieri le poartă personal domnul Vadim Ceban, care a fost la dumneavoastră în studio, și spune, zici, păi, hai nu cumpăra la ăștia privați 4, cumpără la compania noastră Transautogaz, adică compania, putem să spunem, fondată cu participarea Moldovei Gaz, da? Eu asta nu înțeleg. Asta și cinism. De la oameni să le vedem cu 30 de lei, dar voi, businessmeni, duceți-o la firma asta, eu mușa să vă întâlnească. Și dar deja și băiețul prins deja la puteri, mă refer la agenții economici, ei deja se înțeleg între dânșă, că ăștia tot cam țin prețurile pentru toți și agenți economici, adică ca să fie între 11 și 14 lei, adică cam stau în bazinul ăsta. Și deja unii deja au apărut și șmecheri oameni de afaceri, dar sunt bravo. Care îi spun lui Ceban, băi, uite că concurență, tăi ne dau cu 11,50, dar voi vreți cu 12. Nu, nu, eu mușsun să vă dai cu 11, numai nu luați la concurență. Iată, asta e foarte urât. Și n-ar spune, nu există dreptate pentru dânși. Nici pentru acest nare, nici pentru doamna președinte Sandu, chiar e SIS, structuri, consilieri, jumătate din aparatul ei, cred că a lucrat la o parte din firmele astea private. Cum domnul Recean, cel mai mare cinist, până s-a întoarce în politică și a devenit prim-ministru, el a lucrat la una din companiile astea care astăzi cumpără gaz cu 11-12 lei. Și el ies azi că trebuie să vadă că devieri, că nu știu ce. Cum era cinic atunci în 2014, când noi am fost excluși ilegal din alegeri și dumnealui era ministrul de interne și spunea despre buchea legii, o operațiune specială cu Cavcaliu, cu Bodru, cu nu știu cine, cu Maschi Show, cu tătă nebuneală care au făcut-o și am câștigat și la CEDO. Dumneavoastră, afirmați faptul că autoritățile noastre centrale, da, în timp ce ieșau și din Putin, nu scoteau pe Putin, putinism, da, așa, criminal, tiran, hitlerist, putinist, din cauza lui avem tarife la 30 de lei. În același timp ei știau că foarte multe companii moldovenești cumpără totuși gaz cu 11 lei? Da. Încă o dată, nu putem învinui astăzi pe agenții economici nu-i vinim. Nici pe cei care vând, care cumpără. De afaceri, trebuie să caute mai ieftin. Da, trebuie să caute soluții. Numai iarăși la noi sprinești, cum am spus la dumneavoastră mai mult. Când noi ne facem reparații la noi în apartament, noi ne străduim să fie tot ok. Dar când facem pentru țară, facem urât și în dodi, cum îi mai zic moldovenii, înțelegeți? Ca să... Noi nu mărlăim, cum spun le domnul Recean. Astăzi toate acestea, toate acestea șmecherii și de pe o parte, de pe altă, e competență și în unele cazuri mare corupție, asta ducă într-o bună zi să ne smite, la un scandal mai mare decât furtul miliardului. Iată cum așa un clopoțel pentru domnul Spânu, Recean, că să nu creadă ei că noi tot stăm numai stăm prin pupșoi, ca să rămâi oricum pentru viitor. Le dau un privet și ține despre un contract care ei foarte tare îl ascund, îl numim proiectul Azerbaijan, mai mult nu spun nimic. Și pe urmă, că toată lumea să înțeleagă, dar mai am de lucrat și acolo. Deci domnul, două persoane din Moldova au înțeles la ce vă referiți. Nu, acum cred că au înțeles și doamna Sandu, și conducerea SIS-ului, Recean au înțeles, până au înțeles. Atunci luăm o pauză de publicitate și îmi spune și mie, ca să știu și eu. A, dar nu, o să fie cu sunet, probabil. Vedem. Și după care revenim, vă rog, publicitatea doamnelor și domnilor. Mi-a să vă iați treceți la contractul persoane fizice?
Ну, да, ши контракт ку персоны физики, ши ларет ла уамень контракту, кари сосемна, такума ора, морма, объединила дуневастрены миссионе, ади как и... Сямай урыт лукру, ки еще скундас, к персоне физичи, ади ка уамень, кара у касса, апартамент, сау у кофеня, у пенсионе, ади ка... Адика, ну не аппаратештя марь, пац мярга скумпер. Как уж мой президент упробы кун конкрет... А, да, сан директ, да? Дупа паузу, да. Презентем ама семнату ун контракт. Адика, ан куда ты дичерси? Ю ере мам унторс ан цара. Шан довдит смунщеск ере. Ши с мам кытьва дискутии, ши с марын мынын крачку Емельяншку Нина Ивановна кунямурли. Ши яры лошадь дне с Москву, дичь. Сищи требуя с фака Андреев куричан. Ан кадиптим кан речан дор ел, ну, казут к парашу там функция де премьер-министр. Я у не рад, но я говорю, он сенчий функция. Ну, сирусу переварлась куртат. Дичь, а колу нос штие. Я вас сигур, как колу ши скршуе, ну, ма, ну, к штие. Стас Олег, да илегал авторитетцы не факут нимик. Дарка, про симпл, но повести не спрашивает тебе, ну? Да, да, аста его крима. Кни не оласат у лосат у амени симпли сакити 30 делей. К газу луспыну, да кто ать фабричили, рамне ула Молдова газ. Газу луспыну, это де 30 делей. С термина мунт май репиди, анцелещ? Да один кауза ктыц консуматори марь, а уплекат ла фирме привати, шо рамас нума персональный физичи, апштикум, спыну ушел дин министер, но дело его будет жить вечно, анцелещ? К кыт консуму, ну, апартамент, о касуцы, о кофеняш, кыт консуму фабричили, если пистишеп тизеч, кари держа судосла приват, анцелеч? И ласта кред к сарифера речан, к я, так эш тя уплекат, шо, твоя стац, оляк. Уна дин компании и ащи кари... И компания дистат, анцелеч? Я дещи с печалом факут комбинация шкапкану ку... Шиер, аругат, ши кынцва агенция экономии скри, ла есть ищенич ферми. Ши аругат кытьва персоани физичи. Кыда к с адреса усатый, цинки пущики пиша раз демняц. Квай усатый вот тримас улич. Стас Олег, ну хай чим честным. Да. Эка прокуратура суйта мойла конференция дешеса демняц, шум суйта релуарь демиссионяст. Зачи, бэй, да конфон кудру и пенал, дефап, навем, че фач. Агенция экономич, но он калкат нимик. Aceste cinci companii n-au încălcat nimic. Dorin Recean n-a încălcat nimic. Andrei Spânul n-a încălcat nimic. Stop. Agenții economici care vând gazele n-au încălcat nimic. Nu. Care cumpără n-au încălcat nimic. Energocom, Andriuha Spânul, actuală guvernare, consultați prin președinție, ascânte Vladimirski Central și Vorghești. Pur și simplu, azi nu pot. Fix așa cum dosarul penal am ușa să-l discutăm, negociență. Acela care a fost pornit anul trecut, că era scris în presă, știi, că e pornit un dosar penal, am ușa să vorbim despre dăs. Și vorbești, Gheorghe? Tăți șede mort în popșoie, înțelegi? Cum, căroce, că e presa liberă, pe timpul plahă, cum numeau publică tăți? Și eu, inclusiv, trebuie să recunoști, știi? Noi suntem încă în reclamă, da, putem? Sper că da. Zoiniță le luplahă atniuc. Такие, сякие, время либертати, что мы депарим. Так что здесь диферы преца либера? Диас компартаменту лорима. Începем. Ne-am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Usată, dați-mi voie să vă citesc ultimul aliniat al declarației domnului Recea. Să începe pe plânge, ori să badem pe amici? Guvernul caută furnizori alternativi și posibilități pentru a reduce costul la gazele naturale și sunt sigur că vom avea știri bune pentru toți consumatorii în cel mai scurt timp, a declarat astăzi prim-ministrul țării noastre. Domnule Gonța, când m-am reîntors în politică, în viața activă politică, în februarie acestui an, una din primele propuneri public făcute de mine și către doamna președinte și către guvern era următoare. Gata, trebuie să recunoaștem că se mai întâmplă în viață, nu știu, gata, ați tras o ștangă cu contractul semnat de spânul, cu gazul cumpărat din Energocom, s-a întâmplat. Gata, tragem o linie, nu putem să facem nicăieri.
Haideți acum, suntem în luna februarie, început de martie și era atunci, să cumpărăm gazul care deja era 500 de euro la bursă. Și în România, și în Austria, și în Olanda. Că acum omul iarna, când foarte mult consumă pentru să se încălzească, să aibă oamenii un preț ok, dar gazul scump al lui spânul. A să-l consumăm iulie, august, septembrie, când oamenii nu consumă mult gaz, doar cât ară gazele acasă, și atunci omul n-a sunt acest gaz scump, înțelegi? Tot s-a făcut mort în pupșoi. Deci Recean, practic, repetă ceea ce am spus eu în februarie, numai că știți cum, ca și postarea lui, la minutul 27 cineva scrie pe Facebook, la conferințele mele de presă, că nu înțeles, că papались. Știți care sunt comentariile al lui Recean și blogerilor și mass-media liberi care și mâine și poimâine să încerce să-i spele? Asta e ca în istoria când un soldat, un soldat adevărat, un colonel, eu luat și eu capturat într-un război pe 7 vrăgov, 7 dușmani, da? Unul singur om i-a luat o statici pe 7. O trecut timpul, s-a terminat războiul, țările au început să schimbe cu prizonieri între dânși. Ăștia 7 au fost schimbați. Asta. Și când pe ăștia 7 procurorul militar îi interoghează, zice, oi băieți, dar cum s-au prinit că așa la 1 v-au luat în plen pe voi 7? Și știți ce au răspuns așa? Zic, on nas acrujel. El pe noi ne-a înconjurat. Nu, ridicol sunul, da? Cum o persoană singură i-a conjurat pe 7. Apea că așa și nas. El de-am poate să-i dă prin aparatură, să iasă mâini, să danseze, medlină-i taie scumaia Sandu, на раздевание с жёщим кэрс кондрис пыну, пидан сумну с капу, дичь туати мишкэрли, а лора сын, кому испон румынили, на суале. Деварич, ей я оду ситуация, ла часто обирайся. Дяста, да, спунец барок, домну Речан, нас распондан трудзе, кан йо Васигур, как твал директор ла Франзилуца, а с видзе о сцене сменте, кан нас дэй декларачий ла прокурор, шасым винуяску уни мембри а гувернулы, ка ел дежа фос де 4 орин гуверн, сычара să-i permită și lui, ca producător de pâine în țară, da? Mare, cel mai mare. Cel mai mare. Că zic, băi, este o companie care deține 3 fabrici de, care tot produc pâine. Lactate, gelcă. Zic, băi, tăți cumpări, dați-mi voie să mă duc și eu să cumpăr cum fabrica de sticlă, apropo, care tot este întreprindere de stat, e cumpără la privat, să mă duc și eu la Transautogaz, la compania Moldovei Gaz, să cumpăr și eu gaz cu 11-12 lei. Ei astăzi achită, da, puțin mai puțin, cu TVA 26-27 de lei. Să cumpăr și eu cu 11 lei, spune. Lui nu i-a dat voie, nu, trebuie mai rând de să terminăm gazul cu spânul. Și astăzi eu știu că s-au trimis de la agenții economici mai multe oferte către toate întreprinderile de stat. Cum ar fi Chet Nordbelt, care consumă doar gaz. Înțelegeți? Unilor le s-au dat în scris, băi, să cumpărați gaz cu 11, 12, 13 lei. V-a dat seama acum și capcană-s directorii la întreprinderile astea și concret Franziluța? Că el dacă spune, nu, nu vă cumpăr, a să-l cumpăr în continuare cu 30 de lei lui Andrei Spânu, e dosar penal. De asta, eu consider că așa cum a fost bravo conducerea de la fabrică de sticlă, întreprinderea de stat, care a mers și a cumpărat. Și mai puțin simplu și ar voi. De atât dacă dosarul penal a să-l aibă domnul director de la Franziluța. Înțelegeți? Așa, la conferința de presă de astăzi, la un moment dat, după ce ați povestit toate astea, care ați vorbit un pic mai sus azi, dar în alt fel și alte detalii, ați povestit că azi dimineață cineva dintre ei dumneavoastră, o persoană fizică, un chișinăuian, locuitor a unui apartament, înțeleg, da? S-a dus la o companie din astea 5. Și a zis că eu vreau contract pentru apartamentul meu? Nu, mai interesant. Acum, de vreo 10 zile, când am aflat eu mai multe detalii despre toate cele discutate, zic, tak, da, păidem la vit na jivca, știi cum zic, spune Vysotsky. Am început să rog unii agenți economici, dar și unele persoane fizice, zic, băi, i-am scris și voi o cerere, băi, vreau gaz mai ieftin, că iată, să discut cu asta. Și s-a intrat online cu mine alături, pe scaun, și am scris la unul, la altul. Și acum, câteva zile, eu nu știu de ce cineva mi-a spus pe timpuri că doar persoanele juridice au dreptul să cumpere la
aceștia agenți economici. Deci oameni simpli, persoane fizice, nu. Zic, dar nu e adevărat, băi. Eu zic, cum, persoanele fizice poate să cumpere gaz în două ori mai ieftin. Zic, băi, poate nu cu 11 și 12 ca companiile mari, dar cu 14, 15, 16 lei, precis. Încep să caut persoane fizice, chiar și-am contactat practic toate firmele astea. Și prin telefon, și prin mail. Și a apărut o problemă. La noi în țară e bardac nu numai la guvernare, dar și la oameni acasă, inclusiv la mine. Când ne uităm prin contracte acasă, apartamentul e scris pe persoană, facturile, contractul la Moldova Gaz au rămas vechi de la fost proprietar sau de la părinți. Dar trebuie ca omul să poată adresa, vorbesc persoană fizică, să deții, să aibă contract. Deci proprietarul la apartament să fie tot el cel care are contractul cu Moldova Gaz. Și vă dați seama că ieri și alaltă eram strâns de-am toți colegii din partid și la toți erau probleme. Unul scris pe mama, mama în Italia, altul pe tata, tata la Moscova. Am găsit până la urmă câțiva oameni care, hop, și dimineața azi încep de la ora 8 să vie e-mail-uri, sunete. Și răpijor a mers o persoană și a semnat primul contract ca persoană fizică. Eu zic, băi, nu cred. Deci, iată, l-am prezentat în conferință de presă. Eu am închis datele companiei care vinde și cel care a cumpărat, cam ușa să prezint altul cu date. Că aici nu vreau să bag omul și asta. Nu vreau să denumesc compania, cam ușa nu ia să-i fac reclamă lui firma care era al fratele lui Dodon sau Chelim. Dacă ați fie foarte credibil, la următorul document arătați și nume și prenume, da? Da, 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 sigur. Ok. Da. Deci, și uitați-vă, cel mai important, la urmă, deci, s-a negociat prețul pentru luna iunie 14.500 de lei pentru 1.000 de metri cub. Adică 14.500 de bani pentru 1 metru cub. Deci și la Moldova astăzi oamenii, deci acest cetățean și fiecare care ne privește la televizor achită 29.23 de bani azi. Da. E preț. Scoate două ori mai jos. Zic, hai că e bun. M-ați văzut dumneavoastră în live-uri, în mai mult cei care ne privesc, eu stau când în Bălți, când la Făleș, când la Chișeu, când la Ghidighici. Despre Ghidighici știe tot țara, acolo sunt eu, Nicolae Țpoi, suntem mai mulți. Deci, această companie care deține casele cele, că acolo este și casa părinților, deci sunt mai multe obiecte. Deci, s-a adresat. Când am trimis noi? Ieri. Am zis că ați vă arăt una, că aici noi, adică, nu punem pe nimeni în situație, da? Uh-huh. Contractul semnat încă un contract, o oră în urmă de înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune. Deci, compania, contract de furnizare a gazelor, deci, în care cameră mă uit? Se vede, da? Bine, da? Da. Deci, uitați-vă, 29 mai 2023, пожалуйста, domnul Гонса. Deci, la oameni nu le interesează. Eu să-l public, cum l-am publicat și ăla de dimineață, după ce te vedem și eu. Deci tot, au întrebat, s-a negociat cât gaz ați consumat iarna trecută, cât în primele două semestre anului curent. O zis că nu putem să vă dăm tot numai 14 lei 50 de bani. Eu zic, băi, bun, întrebați de ce 14 lei, poate un 13-15. Și am mai găsit încă o șmecherie sluceană legată tot de Moldova Gaz. Că în contract cu Green Card Construcțiile, care până acum avea contract cu Moldova Gaz, deci la noi există presiune scăzută, medie și înaltă. Ce despre, apropo, vorbit Azrician, că unii achitau mai puțin și înainte, în general, achitau mai puțin mulți agenți economici. Da, cei care au sistem de presiune înaltă, prețul e mai mic. Și când s-a aflat că compania asta deține, deși conectată la țavă de presiune altă, deci, cruce, nu vreau acum să mă bag în detalii, dar Moldova Gaz și aici să aibă probleme, cu șmecherit și vor 5-6 ani au primit mult mai mulți bani decât trebuia să-i prinească. Asta deja. Deci, căsuța dumneavoastră unde stați la Ghidighici, da. De azi dimineață, are da, contract... Nu e mie, e arendată până și la mine. E arendată, dar... are un nou contract de livrare a gazelor la preț de 14,50 lei. Nu căsuța, toate casele din zona și toate casele din zona și ori în urmă s-a semnat contract cu 14.500 de bani. Dar după ce va fi dovedit că totuși nu-i cum scrie în contract la Moldova Gaz. Deci ei ne-au băgat că este depresiune scăzută
Și de asta e mai scump. Dar dacă e depresiune înaltă, eu cred că o să scadă la, tot la 12-13 lei. Dar nu contează, domnule Gonță. Dar pe noi azi, ca pe toți cetățeni din țară care ne privesc, cum să nu te aranjeze să achiți în două ori mai ieftin? Nu cu 10% discount, nu cu 20%. Nu să îmbli după compensații. Și mâini pe mâini sunt cei a demonstrat că n-ai televizor în casă ca să primești compensații, frigider și multe altele. Domnul Sat, da. Eu înainte de a intra azi în casă sunt sigur că voi fi întâmpinat la ușă de către vecina mea. Da. Și eu o să mă întreb. Gheorghiț, ăsta e apartamentul scris pe mine și contract cu Moldova Gaz e scris pe mine. Da, eu ce fac mâine dimineață? Deci mâine dimineață, vecina dumneavoastră, încă o dată, eu nu vreau să dau numele companiei de unde a cumpărat. Să uite pe pagina mea de Facebook, unde ați publicat da, pe pagina mea personală de Facebook sunt publicate toate 5 companii, ca să nu fiu acuzat, că nu vreau să promovez să fiu acum brand manager, știți, la vreo companie, când nu e clar, deci nu, nici într-un caz. Așa. Eu vreau să... Scrieți că vă e câte 5 minute să completați acel formular. Că cere un lucru. Numele, prenumele, e-mail-ul, numărul de telefon, ce tip de... Contor. De cazan. Cazan. Și contor aveți acasă, cât consumați, dacă știi, le-ai trimis și răpijori te sună încă o dată. Că deja, dacă până acum s-au vânat doar agenții economici mari cu consum mare, acum se trece la etapa 2, când deja toate companiile, vă asigur eu, care vor să se dezvolte și să aibă un număr mai mare de consumatori, deja o să lupte pentru persoanele fizice. Și care, din punctul meu de vedere, care preț mai bun a să-i dai? Dumnezeu, vecinii, dar și pe dumneavoastră soția mâine ați vă trimată, n-ați ducă numai vecina dumneavoastră, eu vă asigur. Eu nu cred că soția dumneavoastră, ca și ceilalte familii care ne privesc pe noi, n-ați să vrei în două ori mai ieftin gaz. Și glumiți. Acela așa că pot să facă și agenții economici? Și care o aflat nu la... pot, dar trebuie să facă. Agenții economici mici, în care nu erau cointeresate aceste companii cinci mari, care are o frizărie, un birou, un birou închirit. Deci eu, asta lucru trebuie să-l facă toți. Și recean să nu facă pe neznaiu. Astăzi ei au o singură soluție. Ascultați, dați-mi voie să vă repet. Miercuri, la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, da, situația se va rezolva, de înțeles, Dorin Recean. Da. Cum poți să rezolvi? Ce a însemnat aliniatul declarației domniei sale? Căruci, el singur nu știe ce a declarat, dar încercăm să descifrăm. Eu consider că deci domnul Recean, nu domnul Recean, guvernul PAS, să-i spunem, da? Cumva să dă toată vina pe Andrei. Păi, voi de ce nu faceți regulă în domeniul ăsta? Da, noi mergem spre liberalizare, dar iarăși se contrazic. Dar dacă au liberalizat, deși au introdus comisia pentru situații excepționale, au blocat eliberarea licențelor noi. Una în urmă. Dacă vorbim despre standarde europene și strigăm Europa în piața Mării Adunării Naționale, general, domnul Gonță, eu niciodată nu m-am declarat mare pro-european, că așa am criticat multe reforme, care nu sunt de acord în UE, care nu sunt de acord în Federația Rusă în toate state. Partidul nostru este pentru doar vectorul național de dezvoltare. Dar dacă să o luăm așa, nu știu de ce usată e mai tare apără standardele europene decât așa care s-au declarat europeni. Și pe timpul lui Filat și Plahotniuc și acum PAS-ul. Să vedeți, ia zdăjina pe Andrei. Și vă spun de ce. Andrei aici nimerește într-o situație foarte complicată, că nu poți spui că n-am știut, deși fiecare lună, la sfârșitul lunii, toți agenții economici care vând gază, informează Andrei cât au vândut, cu ce preț au vândut și cui au vândut. Andrei nu poate spui, ne знаю de atât, nu poate nici Recean, nici doamnă președinte, nimeni, mai ales serviciile speciale. Așa. Deci, de ce Andrei câteodată de 10 ori pe lună se expune când se scumpește sau se ieftinește benzina și motorina la nazară. Așa? Dar tariful cum se construiește? Este la gaz, am vorbim. Prețul la gaz, inflația și cursul valutar. Dacă unul din astea trei cu 5% a crezut, a scăzut, Andreu are drept să implice să... Nu trebuie să aștepți solicitări înscrise, o poate să implice.
așa cum o faci cu petrolul, înțelegi? De asta ei să dea vina pe ei, spuneți, în mod de urgență, catați soluție și nu știu ce. Varianta 2. Cât n-au reușit mai mulți cetățeni din Republica Moldova să meargă să semneze contracte, cum am făcut noi azi, cu 14-50 de bani la privat, să le anuleze licențele la toate companiile astea. Astea 5. Nu, la toate ele sunt 20 ceva. Pur și simplu, astea 5 sunt cele mai active. Sorry, da, astăzi așa? Pe piață. Ele sunt peste 20. Să le anuleze licențele? Cum prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a fost blocat posibilitatea de a elibera licență noi, fix așa, să le anuleze. Doar Comisia, ei deși prelungesc starea de urgență fie cază 60 zile. Să poți să facă și vrei. Înțelegeți? Că e stare de urgență și e situația. Înțelegeți? De asta și cu devierea de prețuri. Eu consider că Andreu este cel care astăzi primul trebuie cumva să răspundă la această întrebare. Și în general, domnul Gonță, dacă ați văzut din februarie, eu nu mă implic pe că în fiecare zi, unul critică cu Șor, altul cu Dodon, atrile cum să. Eu, în general, merg prin țară și prin diaspora și construiesc partid. Și v-am promis, că n-ați schimbă ceva ține de interes național și securitatea națională țării sau securitatea o să ies. Eu vreau cu asta să mă ocup mai cuvinte. Nu, deși usatei, cu toate astea, s-a clarificat în câteva zile și un SIS, un RECEAN, plină ședințe de consilieri locali, străini, brigăți de businessmeni care le are RECEAN de când era încă ministrul de interne, pe timpul Pele de Melu. Nu, haideți să fim serioși. Parcă e strașnic altceva, că tot stac. Domnul Dodon, dacă critică, că eu o să aduc gaz cu 250 dolari, Dodon, tu tot nu bate capul? Pe timpul când erai președinte, da, gazul era 4 lei ceva, dacă nu greșesc. Numai că tot era mai scump ca în Ucraina și ca în România. Pur și simplu, oamenii n-atrăgeau atenție. Deci noi cu președinte prorus am avut mai scump gaz ca vecinii noștri. Și Dodon astăzi, deși nu a ieșit el cu firmele astea, el a fost ministru de economie. Domnul Floci a fost director CNA, astăzi e consilier de 2 luni la domnul Vadim Ceban, la Moldova Gaz. Ei nu știu. Pur și simplu, Dodon înțelege că dacă el a să și să-i bate pe ăștia de pas, cu informația care am prezentat-o eu, așa din pas a să iasă și a spui, Dodon, tu nu bate capul când îți aducem aminte, firma lui fratele tău, SD Energy, era înregistrată pe șoferul, dar ca ce înseamnă? Nu, asta multă minte trebuie să ai, ia că asta e socialism curat, înțelegi? Când tăți supărau despre curcanizare, necurcanizare, asta multă minte trebuie lui fratele lui Dodon să numească firma SD Energy, să o scrie pe șofer, cum filat scrie caraveta pe nănaș atunci ori pe nepot, și să numească SD, adică Sașo Dodon. Doamne perește! Oare ești bătrân cu cuadrățeclul pensat cu migal? Cu să... Și de atâta Dodon totul tăcut. Și că asta e tragic. Domnule Gonță, înțelegeți? Și miercuri tot... decizie CSE. Deci, în concluzie, orice ar fi logica elementară spune că noi în curând ar trebui să ne așteptăm oficiala micșorarea tarifului la gazele naturale după apariția a acestor informații de azi dimineață până acum? Deci, domnule Gonță, eu cred că pentru mine e important ca să fie accesibil pentru omul simplu. Că agenții economici, eu m-am descurcat în cele mai grele situații. Eu recunosc, nici eu și părinților le-am spus, noi n-am cerut compensații, nici părinții mei, nici copiii. Eu am achitat facturile, i-am ajutat pe toți, adică noi n-am cerut compensații, înțelegeți? Eu vreau ca oamenii să aibă un preț accesibil, preț real. Iată cum spun companiile private, domnule Gonță. Se pare că îl vom avea după așa numit, o să-l numim scandalul inițiat dumneavoastră? Nu, eu nu pot să vă spun și a slidei lor prin cap. De la dânși poste... Anterior, domnul Răcean spunea că la toamnă se micșorează. Da. Să așteptăm toamnă sau cum se face? Eu, spre exemplu, toamna n-a să aștept. Eu o să văd ce o să facă ei la comisie. Așa. O să-i lăsăm că, într-adevăr, este un eveniment important pentru țară, summitul din 1 iunie. De acord. Da, este important și de asta, în general, subiectul ăsta o să fie închis
Deci, undeva pe data de 5-6 după summit, o să ies eu cu cetățenii și cu cei care vă zgară cu 14 lei jumate, care pot, dar cumva ei sistează licențele la aceste companii, sistează activitatea. Eu doar nu insist cu sfenul de la privat cu 14. Lasă să facă Recean, să cumpere 300 de milioane de cuburi, pe lângă cele care și 250 ne-au mai rămas, înțeles, de pe timpul, spune peste 150 de milioane. La preț de sub 300 de dolari să facă la oameni 10 lei și eu să ies și să spun bravo. Da, cam v-ați codit, adică, domnul Gonță, eu nu caut doar să facă ei, Doamne ferește, greșeli, nu. De ce și m-a durut când în februarie, martie, când am ieșit și am spus, doamnă președinte, vă rog, adunați toate partidele sănătoase, în afară de mizerii, hoțomani, haideți să facem un guvern în locul lui Gavriliță să fie reprezentat de toate partidele care au specialiști. Să nu ne uităm care e mai pro-european, care e mai albastru, care e mai galuboi, mai roșu, mai departe. Nu, ea că rânza asta lor moldovnească și din cauza asta avem probleme. De asta eu cred că să ajungem și la proteste. Proteste mari, fără șor. Eu nu pot să ies cu șor. Tot lumea dacă nu se micșorează tarif. Eu cred că noi să ajungem și la Moldova 1. Ce să faceți acolo? Sunteți aici. Domnule Gonț, am fost primar de Bălți, niciodată nu m-a invitat. Unica dată am fost la Moldova 1, cu excepție când au fost colegi invitați în dezbatere. Când am intrat cu Andrei Năstas și cu Igor Dodon în timpul protestelor, când am intrat cu oamenii încolo și am ieșit în direct pe 2 ore. Ce sugerați prin asta? A? Ce vreți să sugerați prin asta? Ca să le povestim la oameni adevărul. Ca să le povestim la oameni adevărul, nu și el care încearcă să le spui asta. Eu, apropo, pentru că sunt colegii mei, eu niciodată în ultimii 10 ani n-am înțeles de ce partidele de la Chișinău protestează în fața televiziunii naționale. Eu am așa senzația că partidele astea toate care protestează la Moldova 1 au rămas în anii 80-90 când exista doar o singură televiziune și dacă nu vorbeai acolo la televiziunea națională, poporul nu auzea ceea ce spui. Vremurile alea au trecut. Dacă vreți, după emisiune eu vă arăt ratingurile tuturor canalelor televiziune, mai ales a celor care spun că sunt cei mai urmăriți. Da, mai ales a celor. Așa că nu m-a înțeles. Eu vorbesc acum nu despre care sunt mai mult urmăriți. Problema că e televiziunea națională, publică. Da, că e televiziunea întreținută din bani publici. Adică noi nu putem să-i criticăm pe și privați. Vă dați seama că cumva ei se implică și cu asta țara s-a obișnuit. Dar când este întreținută de bani publici și n-ai fost invitat în 2 mandate de primar niciodată. Clar. Arată libidina ozeră. Haideți să luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate. Haideți. După care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Nu ascult că tot mă uit cu lumea trimite. Fii atent. Deci, e că ziarul de gardul azi ziua n-am văzut de nic. Așa. Dar m-a dat. Reacția unei companii din lista celor 5 despre care Renato Usată spune că ar livra gaze naturale la un preț între 1 și 14 lei pentru un metru cub. Din cele 5 companii, doar 2 au răspuns la apelurile jurnaliștilor la ziarul de gardă pentru a oferi o reacție. Administratorii companiei SD Energy, adică Șunea Dodon, acum ei m-au dat acțiunile lui unul, Gurun Rusal, a declarat că prețul cu care companie să vândă gază natural este de 10-15% mai ieftin decât la Moldova Gaz. Și nu știe de unde Renato Usată are informații despre prețurile între 11 și 14 lei. E nerușinat, domnul Ruslan, dacă spune așa ceva, că și ei au contracte. Da, iau mai puține, că dacă înainte era Dodon la putere și Franzia Ruța era la dâns și Zernov și multe alte companii mari, caz Dodon fiind patirpevșii, cine azi vreți și Budrug cu Dodon, mă refer la capitolul același gaz. Mai bine ziarul de gardă acum, dacă ne privesc, contactați, vă rog, că sunteți presă liberă, și contactați, vă rog, Transautogaz, compania de stat, cu care are treabă directă și statul Republica Moldova. Cel mai probabil mâine o să vină domnul Vadim Ceban aici. A? Cel mai probabil mâine o să vină domnul Vadim Ceban aici. Da, vin și eu 5 minute. Nu, mulțumesc. Și o să explici cum stau lucrurile de fapt. Știți cum? Ei uneva poate speculează, mă, Gheorghe, că îți dai seama că agenții economici tot suntem și bocăniți. Mă refer așa și care cumpără chiar, da? Așa.
Și a să vii timpul și a să arăti contractele, adă-ți aminte, că nu contează, asta fixă și situație, când negau mai mulți, adă-ți aminte scandalul cu piloții în Afganistan, când i-am găsit la Taliban și tot ați spun eu, că nu, că nu e așa și mai departe, adă-ți aminte cu Crol 2, care tot ați negau și îți făceau morți în pupșor, până nu le-am dat în cap cu Crol 2. Și multe altele care le-am făcut, știi cum, cu anii, cu părere rău, în cazul nostru, cu anii doar, știi cum, și oamenii ajung la unele concluzii și adevărul de slavă. Și nu contează, de fapt, reacția că și e, confirmare, da. E confirmare că e mai ieftin. Adică, cum eu pot să-i spun, și domnul acest Ruslan și la restul, știi? Căruci, voi, dar voi вообще vindeți măcar și cosudile, dacă vă-l cumpără cineva? Pe mine mă interesează că astăzi omul, așa cum au făcut unii colegi de mei și eu, să duc să cumpere cu 14,50, dacă se vinde, înțelegi? Te-l las vinde și cosudile, blin. Real ca în anecdot și ala. Noi în pauză suntem, da? Da. Сказочный долбоеб, înțelegi? Că în pauză spate, dispus, pe nume. Lasă-l văd eu tot. A? Asta e înjurător? Nu, eu cred că nu. În cazul lor e denumire, știi? Nickname, spune. Просто капец, înțelegi? Eu m-am săturat când tăți iesă și înșearcă. Câte investigații să minte facem? Știi cum? Dacă azi ieșăm concret și vorbim numai despre Dodon și Frațu, azi era pe tăti prima pagină, dar eu doar nu caut și să aleg, aha, să dau o șec, să mă dăie și eu, ori să mă dă alții. Eu ieși spun adevărul. Care au fost implicați? Și întâlnini tot una și ne vândi. Și în general, nici nu le mai dau denumire la nimeni, știi cum? Adică, caroce. Pentru mine e important ca oamenii să aibă gaz ieftin. Începem cu dosarul despre care vorbeați și o încheiem cu gazele, pentru că e a treia parte și o încheie emisiunea. Uh-huh. Subiecte sunt tare multe. Ui, glinta. Ce că Erdogan vine la Chișinău? Da, am văzut în știri uneva când ne-am luat. Dar noștri văd că nu l-au felicitat cu ocazia victoriei. Nu ascult, a noștri doar toată s-o leacă. Căruci, tot s-o înțelegi și am de vedere. Înțelegi, balnul meu dictator, când cu profesorii turi. Dar îți spun, cea mai celebră poză e grosă cu Erdogan, un așa la ședic, pentru dânsă de ăștia de al de grosul ăsta cu mântră la un barman bețeji, știi? Și a este așa de cu o lâpcă, așa de fericit și așa de mândru. Și eu zic, plin, unii îți găsesc, eu spun, postarea atunci. Adică, căruce, domnule, și vorbim mai despre asta. Da, totuși, sultanul e sultan. Nicodem Casper, la cum să ne o... Da, nu, ascult. Crede-mă că dacă ai autoritate în țară, pe mai mulți așa tu de multe ori vor să-i dai jos, dar problema e alta, știi? 10 secunde. De ce în țările unii... Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, dar împreună să scrie. Domnule Usatăi, spuneați despre un dosar penal. Noi parcă am mai auzit știri despre el, că este un dosar pe cauză. Da, a fost, într-adevăr, după vizita lui Ceban cu spânul la Moscova, după mai multe vizite, după semnarea contractului, deci a fost pornit un dosar penal în mai 2022. Dosarul penal... Ai un an de zi. Da, cifrele la urmă 0020. Vreau să întreb pe doamna președinte Maia Sandu, pe domnul prim-ministru Dorin Recean, dar și procurorul anticorupției Veronica Drăgălin. Cine a fost tras la răspundere pe acest dosar penal? Că s-a spus că spânul nu a avut nu știu care drept, nu a fost împuternicit și erau și alte posibilități. Nu a fost nimeni.
Plus ca să înțeleagă că mai facem și noi cât ceva, cei care apărăm mai rar la televizor, să iasă acești trei, mă refer doamna președinte, domnul Răcean și doamna Drăgălaș, să ne spui cine sunt cetățenii pentru Republica Moldova și ce bine fac ea pentru cetățenii Republicii Moldova. Un oricare domn William Copols și un oricare Macieș Vozniac, Vozniac, ceva de genul ăsta. Ei înțeleg perfect. Eu spun numele astea că o să fie ceva și peste jumătate de ani, și peste un an, și pe urmă guvernările schimbă și așa mai departe. Care a fost rolul acestor persoane? Poate ne spun asta, vlăm pe urmă. În aprovizionarea țării cu gazele naturale. Dacă sunt astăzi investigate de procuratură și cinea unele scheme cu participarea acestor domn. Aici ar avea și o sugestie pentru doamna Veronica Drăgălin. Eu am văzut, dumneavoastră, într-adevăr, a venit din America. Eu ne merit la noi, cum zice Cristofor Columb cu clopoțelul și ia măje pe indieni, știi, și le lua aurul, ca așa nu înțelege, numai că e și altfel. Aici doamna Drăgălin a venit și e poate săraca vrea să fac ceva. Eu n-am auzit nimic rău despre dumneavoastră și nu. Dar dumneavoastră să-și dea seama că pe dânsă tot deja încep să o bage, chiar că ei deja comentează, că lui Andranache a vrut scoate brasletul și altul vrea să fugă. Deci, doamna Drăgălin, dumneavoastră sunteți șef la Procuratura Anticorupție, dumneavoastră trebuie să vă lumiriți cu procurorii corupți care sunt acolo din clanurile vechi. Coi, paza la ăștia care să nu fugă, ori se prinde, trebuie să ocupe poliția și cine au, domnule Gonța, dar nu știu ce faci ei. Și cel mai important sunt de acest dosar, am vrut să menționez faptul că deci, cum a spus dumneavoastră, a trecut un an de zile, de când a fost pornit dosarul, numai că au avut loc mai multe evenimente după ce a fost pornit dosarul. Doar dosarul penal s-a pornit ca să verifice și ce a fost până în mai 2022. Dar câte la noi s-a întâmplat până astăzi? Eu la un coleg la dumneavoastră în televizor am vorbit despre schemele cu implicarea lui Spânul la termoelectrică și să nu creadă dumnealui că acum ni s-a adăugat și Horus acolo. Deci, domnule Gonță, eu pur și simplu iar că trebuie să mă întorc la 2014, 2015, 2016, eu mă ocup de reconstruirea partidului nostru, de deschid structuri, ca asta doar tot îți iei timp. Nu vă dați seama, când primești sute de documente, materiale, note informative, încerci chiar căuta agenții economici, prieteni în țările de care sunt unele companii și tot așa. Deci, vreau să le spun că această investigație oricum a să aibă un final. Cu implicarea doamnei președinte, domnul Răcean sau doamnă Drăgălin, sau fără. Vreau să ne spună dumnealor astăzi, poate să recunoască măcar asta, că cam aceeași situație la noi cu dosarele penale pornite pe faptul trucării licitației pentru construcție linii de energie electrică Vulcănești-Chișinău, despre care tot e mult laudă. Короче, домну Гонца, и трист, и деранжант, дар шал май урыт, ка ши йом фос принтри чей, кари авут инкредери к домна Санду ва скимбачева. Ну, это не минти. Да ниш е ну скимбат, ку орамас преса либер, да уамни ши инкредери овут. Ша ши кари аста сафлы сути дими ди уамень писти хотари, кари и ажут пи чей дакас сакити газль. Ei au votat pasul cu 63 de mandate ca să achite dublu preț, când pot achita în jumătate mai ieftin. Ei nu pentru asta au votat. Deci e o mare dezamăgire și nerecunoașterea greșelilor. Toți în echipă să citiți, în vârșă eșelon, la dânsă mă uitam la dânsă. Dumneavoastră astăzi, de când ați venit aici, la fiecare 4-7 minute, ne pronunțați numele domnului Andrei Spânu. Eu vă amintesc că omul ăsta din februarie nu are nicio treabă cu Ministerul Infrastructurii și cu gazele naturale. Deci, încă o dată, pentru mine, familia Spânu, eu doar nu pronunț în contextul că este zavhoz la administrația prezidențială, da? Eu numesc pe domnul ca persoană care a fost implicat și o să fie demonstrat
скемили купе курак термоэлектрика. Когда я бафи демонстрат дептеря актуала, ам держа маре дуби. Когда виетуаре сигур бафи демонстрат. Уна, ши дой. Дупа кыт ну у него мой рамас, домнули спыну. Песть 100 де миллионе де газ, компарати, ку импликаря думня вастр, фамилия спыну, ее мой тем вообще будет жить вечно, шти, кум Ленин, петемпор. Но мак Ленин, ка лидеру революции, да спыну, ка ому, карю, дистюнат, семнаря уну день щели май, дестругатуаре контракти пентру кумпарарea газлор пентру Republica Moldova. Da, chiar așa, doamna Maia Sandu nu ținea la președinții. L-au trimitea să-și caute de lucru. Asta tot m-a atins foarte mult, că eu sunt sigur că dumneavoastră a fost informată de mai multe ori. Vă asigur. Din diferite canale. Pe diferite canale. Adică a fost informat despre unele situații legate de spune. Și atunci? Și de asta când dumneavoastră a ieșit și a spus că nu, chiar nu deține nicio informatică, el ar fi plecat în ea. Dumnezeu pentru mine nu mai există ca om. Da, ea a devenit pentru mine un polician, cum a fost Dodon, cum a fost? Este Dodon, Filat și restul, știți, care în diferite situații, numai să și... Și Filat recunoște pe timpuri, că era în același partid. Când ca în Caliuc, în fabrica dosare, cu Dorin Recean, ministrul de interne, când se făceau sute de percheziții, când el era ministrul de interne, dar colegul lui Efrem, la Ministerul Justiției, de câteva ori nu ne-a registrat partidul, tot nimeni nu a recunoscut. Trebuie să recunoaști pe urmă la CEDO, după ce ne scot peste mulți ani și așa mai departe. Dacă tot atât de priceput ați devenit în gazele naturale în ultimii 72 de ceasuri... Eu nu vreau, hai nu mă băgați. Nu, băgat, dar nu erau înțeles. Dungunță, eu am făcut... Ultima întrebare la gazele naturale. Da. Astăzi, da. Compania Naftogaz din Ucraina, da. Țară atacată masiv de un an și ceva de către Rusia, da. Ne anunță că prețul pentru consumatorii casnici va fi de 7,96 hrivni, adică da, 4 lei, până în 1 mai 24. 2024, corect. Dar asta cum poate fi? Asta ia că cum? Bravo, domnule Gonță! Iată și înseamnă când în Ucraina necătând, că ei astăzi trece pe lei prin țară și țevile Gazpromului pentru folosirea internă a gazelor naturale și pentru tranzit în Republica Moldova și UE, pe dânsă astăzi interesează pentru dânsă, în primul loc, e poporul ucrainean, ca el să aibă gaze, să fie asigurate, chiar și în cazul când gazele vine de la dușmanul lor, cu care ei luptă pe moarte. Și plus la asta ucrainenii încă câștigă bani din gazul care cumva pe la ei prin trazi trec la noi. Fix așa cum ei astăzi au stocate, au avut stocate peste 100 de milioane de metri cub de gaz, care Energocomul l-a cumpărat, și fără ca gazul ăsta nici să intre în Republica Moldova, imediat au plecat la păstrare în Ucraina. Asta e tot din zăciotca lui domnul Andrei Spân. De asta trebuie să ocupe în general specialiști, domnul Gonță. Eu am vrut să demonstrez că este gaz 14 lei 50 de bani. De asta și azi declare companiile. Și azi declare ce? Eu vreau ca oamenii să achite un preț real. De ce companiile private cu care s-au negociat astăzi, și persoana fizică de dimineață, și noi astăzi, sara, că noi chiar ca cu contract de chirie, de arendă, eram interesați primii că compania să aibă un contract bun de la care închiriem. Dumneavoastră vă spuneți că nu vă iată procuratura, dar eu vă spun că toată presa voiește acum seara. Da. Deci primul dosar pe Plahotniuc a ajuns în instanța de judecat. Da, tu știu. Serios vă spun. Da, șor cred că aș fi bă interzis pe un an. În fine, haideți să luați subiecte, vă rog, acum și încheiem. Da, bă. Azi dimineață, înaintea domniei voastre, la conferință de presă, la o ieșire la presă, a venit doamna președinte Maia Sandu și a anunțat că trebuie să apărăm Moldova de atacurile informaționale și să creștem rezistența cetățenilor la dezinformare. Ea a anunțat inițiativa legislativă de creare, citez, a Centrului Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei Patriot.
Centrul Patriot va avea misiunea de a coordona politica statului în domeniul securității informaționale și de a combate dezinformarea la nivel național. Așa. Așa. Sunteți mândru, nu știu, că vom avea o astfel de instituție de stat. Nu. Millionen Demonstrationen. А? Сам, ну? Аста Геббельс у минусы 37. Die ganze deutsche Nation. Даже Лафас Александрович, не? Ну, ну, дом Гоца, да чем ты сейчас скопчи? Ну, вы интересно звали это. Астас, думаю, и пропунис крезу министерства, министерства правды. Шип, кас, ну, майжуащий, и шишену тарис и жуака, да, спотесы. Я, конечно, в Абургеште дигон за длам патру, матинка. Ну? Стык в разы, еще варди Марина Таубер. О, идеологии. А мы еще вас видим, деду Дон Десадова, ну? И дискурс идет? Дом Гонс. Я как компарация, если прям экзагерата. Ну, к министерству правды, ну. Деши. Pentru că, cel puțin dumneavoastră îi spune că noi suntem ținta unei propagande, unei război hibrid din partea Rusiei. Dar haideți să ne aducem aminte despre primul și a doilea tur la prezidențiale și la parlamentari 2021. Eu care am fost distrus de dimineață pânsara de presă de la Moscova și la rugămintea Dodon de o parte, bețuși din FSB din altă parte, de dimineață pânsara parcă eram candidat în Rusia. De-am nu l-arătau pe Navalny, nu l-arătau Putin. Alegerile din Bălți le-arătau parcă eram concurentul lui Sobianin, local în 2019. Eu am ieșit odată să spun interzicții televiziunile rusești. Dar când în 2014-15, la rugămintea guvernului Filat, pe atunci și mai departe, s-au băgat în cap la europeni, cu satei, proiect SEBI, criminal, SEMI, CGB, Șfilat, Boșent, eti studiurile astea poveste, și trimite pe domnul Leancă la unii ambasadori la altă. Și presa europeană, presa liberă, mai distrugea de dimineață spânsară, chiar că usată așa, pe dincolo, pericol pentru viitorul european, Republicii Moldova. Eu niciodată n-am cerut interzicerea nici presii ruse, nici presii europene. Eu, în general, unica și ați cer interzicerea, sigur vă spun eu, și ați obținem să țineți minte, interzicerea la toate pămoșile astea de ONG-uri. Ea ca este la noi azi, care astăzi consumă 10 de milioane de euro. Dar asta cumva nu un carnițel ne spune ca ajutor pentru moldoveni, pentru cetățenii Republicii. Ea ca asta s-o fac. Și ce fac, și fac ei, domnule Gonța? Dumneavoastră spuneți, Ministerul Pravdă și cum mai e Геббельс, а же мои департи. Я пропун, а кума у саптамана, он трон лайв, ну прям, тика на пропун фасла, думаю, срена мой фасникарь. Заходите с пентрущей, кари лукрязы, пести хотари, индиас, просто начепим куданша, пентру персонали физичи. Лануит молдованы, иди принц, трынга, тэ, тывяца, банин, кубышка, дом гонца. Sunt oameni care au 15, 20, 30 de ani lucrat în Italia, în Moscova. Moldovanul strânge la dos, în groapă, aduce la neamuri. Nu așa e moldovanul și avem peste 1 milion de oameni. Zic, oamenii ăștia azi, cumva un proiect de lege ca până la 100.000 de euro, spate achita casă, mașină, că ei devajau șmecheri care învață cum deschid offshore-uri, cum spui banii în Dubai, cu comisiuni 3-4% în conturi, că omul azi nici nu poate cumpăra o Dacia Duster, că azi numerar poți achita orice pe la 99, adică pe la 100.000 de lei, până la 5.000 de euro, știi? Moldovenii nu mai cumpără în casă. Multe, mașini, casă, apartamente la copii. Cum am propus? Ai, usate, uitați-vă, protejează evaziunea fiscală. Băi, oameni buni, dacă vedeți prin bază, de la frontieră, că omul nu este rezident fiscal, că este practic 11 luni pe an în Federația Rusă, oare în stat european la lucru. Astăzi,
Кариос феминус, кому из таском перекаса, апартамент, машину, вот здесь кидываю фачери. Дичвами не чарк, кумва, с легализору уарунью, ну, масну адвук баня каса. Ну, и ну, сын тем дивина, да, ну, за ксулуся сотресу крезу вяц антряга. Дар пентру нщинщан дидзили, ну, с дивина, ш молдовене, ну, с дивина, кжумата ди популаси, мы чеш писихотари. Антро эмиссионе матинг ж думнявастр отпуск, мама думнявастр, то от вяца, сау димуцань, а? Не доми патру. Да, а мунчеца в мунчештин, италека. Мунчештин. Шила момент. Ши йо васигур, ши да, мама, думнявась, ка тети мамили. Йо, кан гасам ла мама, ктю дата, кас ла, мама, астащи. Астай, ка динщин да дед, ктю ляк, йо, ласам, ату, пимини. Йо сам обели стрэнс, аскунс, ши шам ади парни, сали. Ша шей ла ну и молдовану. Ши ну ин лог дикум вас, ли крем кондиси, вей, вини са кас шкел тез, бани, ши ну и багаз, пин Дубай, ур, офшоры, ши ну штыни. Есть он проект, да креви акас, пос адучу он ковор, сау долу. Просто дучу, просто мы едушь мои мульти материалы, которые салон. Короче, дому гонцы, пимини мы интересяза. Дечь, ну, ну вредь, ну воплачи министеру. Ну кум ну и плачи, дом гонцы. Ё комендал самое сейчас щи, когда к панаму яра. Ё кретка. Мы фачим эмиссию. Если успеешь. Держась депендии для Дунявастра, конечно, гонца спасибо под запретом. Но так от этого позиции, кому в этот пилотинь. Дребка трес реконочным дом. Гонца кладной тот димул теор вену студио не что басу шпор в атамате. Ну, по-честному. Да. А шатар, домну Рената Усатый, я ну пам базу под мяса под доводу, что ну маем пиаца маря на национале. Аша. Да ну часто, макар ну и штиря, я под мяса ну вам вазут ла прежденции. Акору, где дамна прешединте, а инвитат лидери я в розече партиди проевропейни. Я не прет се минти, когда меня стас фистигат в ультима време, в ультима време, жос у Е, мерджем к Путин. Виктору национал де дезволтар, я успун дин 2004, пши ну к ультима. Ши я дак ан критикат у нели реформи у Ек, я дак врау стандартили европейни, и пор симплу пентру дин сли луп май мулт ка партиди европейни. Ши чо дуна домна санду, ирау у нели партиди проевропейни. Да ресту ирау. У партии бун ерау дин трынши, кари тот активиштий ши мембри пасу и фачау, зойницы делу плахатнюк, жажам. Дича каста юам урыт шуэрэском политикам. Да водору толяк. А? Водору толяк. Ну, домну гонца, модору тштит сис, шмадуаря ком. К ин 30 дян лану ин цары, ши кувынт потан лукуи кувынту лаэште ку литера ППП. Дича иште ППП, да, к проевропейн, ну контяза к ППП ин куб сау ла нефинит. Дичь, импортант к проевропейня партии. Шикум адусец в аминте, ши фаще Воронин, дин додон, ж додон, дин Воронин. Айкю ку додон, амавут истор лимелиш, ел лё меритат. Дар, шо вут и ку додон, марифер кумнишку сочелиш, Лю май дат кто суди доллар для дисбракату не резаешь, я косым приуна. Дичь, дичь с ней не рым, но иди антелнира май санду. Шику партии ди европейни, шику парц в атомате, карис на мест проеуропейни. Кын пистын ка ще ляшнуцу фост отвеца. Бадат самак, пентру партии ду нос прича май маре проблема астас, кын ну энтра дивер сын тем астас орфань политич, дарма мандрес дече слукру, импортант совен спрежену читателилор, крем структур департит, сажун главами и комиссажи. Ши инко дата, си ли аратем ка екипа ностра, си дьо себе шти дичели лалки, ка фикари ом инэйти ди тоа типу ли дялезер, си ш презинти реализерли дин вяца. Да ну, ка ук 50 дянь, промит фебриши, ну, конструит ин вяца лор немек. Фикс ши ищ мрити, маймун, ну пот, сарёс, ну маймун. Хайдер фейсбук, ну, вот. И трезил. Деч, шти, инициатива са легислатива, гувернерий, privind ziua victoriei, ca să aibă loc pe 8. Un lucru foarte urât. Doamna Sandu era cu mine la masă înainte de turul 2 la prezidențiale, că am avut o singură discuție când ne-am văzut. Eu eram cu cineva din echipă și domnul ei, chiar cu toți atunci să-l întâlnea, și am dat inclusiv întrebarea asta. Zic, doamna Sandu, dumneavoastră înțelegeți că Dodon Amuș începe cu Ruschi Mir, dacă câștigă dintr-o parte, dumneavoastră Amuș, că probleme cu școlile rusești, cu nou mai așa mai departe. Zic, cu Doamne ferește. Eu zic, blin, zic, așa spun mulți policieni. Zic, chiar ne și spune, și dumneavoastră a ieșit public, și la televiziunea din Bălți, și la alte, chiar au făcut spot. Не думайте, что я когда-то вам запрещу праздновать День Победы. Адика, я держа в мул слепон по интернету. Да-да-да, есть, есть. Адика, я каста и урыт. Ей требуелся ясно, но и требует
Cel mai urât în politica moldovenească, că tăți și ascund și candidații la miniștri, în multe cazuri, și prim-miniștri, până la alegeri. Dacă doamna Sandu, eu i-am spus, zic, dar n-a să mă trezesc într-o zi Corecean, prim-ministru, spre exemplu. Înainte ori doi la... Nu, deci... Nu, căruci, v-a dat seama că dacă domnie spune adevărul și cu Novo Maia și Corecean și multe altele, eu atunci făceam ceea ce o să fac de acum, de azi înainte. Eu niciodată în turul 2 mai mult. Odată m-am băgat pentru Dodon, odată pentru doamna Sandu și pe urmă eu trebuie să ascult comentarii pentru greșelile uneia sau alte. Ilan Șor, Marina Talbăr, Gheorghe Cavcaliuc, Vladimir Plahotniuc, cetățeanul rus Ceaica, se regăsesc pe lista sancțiunilor propuse la nivelul Uniunii Europene. Da. Cei 5 urmează să fie sancționați pentru acțiuni care destabilizează țara noastră. Asta e știre pentru noi sau asta e flec? Nu, că într-un live după alegerile de Găgăuzia, eu am ieșit cam și listele. Pur și simplu, ele cu date personale la 140 de persoane și 100 de companii, agenții economici din Republica Moldova, care actuală guvernare le-a transmis pentru să fie introduși sancțiuni împreună cu Șoară Plahotniuc. Republica Moldova a transmis autorităților europene... Nu, dar vă dați seama că autoritățile europene nu visează care se ocupă cu destabilizarea Moldova. Și crezând în doamna Sandu, automat crezând undeva în cei care, că doar nu dumnei o strâns informația, tot cineva i-a prezentat-o, ONG-uri și mai departe. Deci ei au transmis și acolo sunt primari de sate. Deci am găsit un agricultor, chiar vreau să mă văd cu dumneavoastră, că așa e important, domnul Gânsa. Că ei știți cum au făcut? Persoanele afiliate cu Plahotniuc, Șor, sau membrii partidului Șor, adică căruci, cumva și-au lărgit gama, ca acolo se poate scoate unele persoane, adăuga unele persoane. Deci ceva din lista au fost publicate cândva pe internet de unii colegi de-a dumneavoastră, i-a fost redactat câteva săptămâni urmă și v-au dat și europenii au căzut jos. Adică zi, cum tăți o sută, dar de ce nu-i închideți? De ce nu le faceți ceva? Nu, încă o dată, primari de sate, hai înțeleg eu, tătă brigada asta lușor, care eu avem să o tochesc 2 ani în urmă, că aceștia trebuie tochiți în zarodăș, înțelegeți? Dar ei îi victimizează în Găgăuzia. Tema Găgăuzii s-a încheiat, Bașcanu, gata, doamna? Nu. Ei nu au putut soluționa problema acolo. Eu m-am ridicat ratingul ușor cu 3-4%, pe urmă strigă că la bandiți creșterea. Nu, doamna Eugenia Guțul, este noul Bașcan. Gata, ia va temporar. Temporar. Dar ce poate nu s-a obrinit combinația la nivel local și ea să ajungă la... O să o facă la nivel național. O să vedeți. Sunt multe întrebări, dar haideți acasă. Eu vă mulțumesc, domnule Usată, tare mult că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Domnul Gând, sila pravde. Nu așa la din 1937. Doamnelor și domnilor, asta a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.